Salutare și bine ați revenit. Și este căldură afară, noi vom vorbi despre ceva foarte rece astăzi, un sezon Bitcoin prelungit. Vreau să vă prezint exact la ce mă gândesc la niște asemănări din 2019. Să ne uităm un pic pe Bitcoin, pe dominanță, Bitcoin versus Ethereum, Bitcoin versus iGold și uh, să vedem cum se poate prelungi un sezon rece pentru altcoin și unde ne va duce acesta. Poate că nu o să fie așa mare interes pentru acest video, dar dacă facem măcar 200 de like-uri, eu aș fi foarte mulțumit. Informația prezentată va fi ca de obicei de calitate, dar mă gândesc eu că poate lumea duminică nu vrea să se uite neapărat la ceva de genul acesta la un sezon Bitcoin, prin câte am trecut deja, dar cred că ar fi bine să aveți în minte și acest lucru, deoarece mi se pare destul de probabil să se întâmple. Și acum... A ați lăsat like să explic exact la ce mă gândesc. Bun, și vreau să ne uităm în primul rând pe Bitcoin Season vs. Altcoin Season. Suntem la 8. Valoarea 8 înseamnă că suntem în Bitcoin Season. Sub 25 suntem în Bitcoin Season și cât mai aproape de 0 este cu atât mai agresiv. Vedem că am început să intrăm în Bitcoin Season din începutul lui aprilie a 2023. Dacă ne ducem un pic în spate și ajungem tocmai în 2019, tot așa în vara lui 2019, ne uităm că de prin mai, 15 mai, și jumătatea lunii mai 2019, intrăm în Bitcoin Season agresiv și acest Bitcoin season agresiv e prelungit tocmai până în octombrie. Avem un fake out pentru un alt coin season și apoi încă un ultim drop, o ultimă capitulare a altcoin-urilor către Bitcoin season cu 12 și apoi în final, raliu pentru Alcoins, cam asta este întrebarea oricum din momentul de față, când vine raliu acesta pe alcoin. Ei bine, dacă luăm așa luna mai, iunie, iulie, august, septembrie și chiar și octombrie, sunt cam 6 luni. Și făcând o paralelă cu ce se întâmplă astăzi și chiar și cu graficele, dacă ne uităm din luna aprilie, ar putea să fie măcar 5 luni, mă gândesc eu. Aprilie, mai, iunie, iulie, august, preaugust, septembrie să ieșim din Bitcoin season, dacă asemănarea va fi perfectă cu ceea ce s-a întâmplat în 2019. Dacă ne uităm la dominanța Bitcoin, aceasta a avut breakout de la 49.3%, știm foarte bine că din aprilie 2021 dominanța nu depășise acest nivel în zona asta, deși a testat de mai multe ori Bitcoin în nivelurile acestea, mereu s-a făcut a reversal către un mini altcoin season sau a, chiar un altcoin season foarte, foarte bun, cum au fost acestea pe 39%, 1, 2, 3, chiar 4, Ei bine? De data aceasta este diferit, dominanța reușește să spargă rezistența 49.3%, urcă până la 51%. Punct. 47% momentan și eu am un target spre 53.9%. În afară de ultima candelă, cea de astăzi, din această duminică, dominanța a fost foarte bullish și acum putem să vedem că un pic dă înapoi și dacă ne uităm pe Ethereum Bitcoin, la fel vedem ultima candelă de astăzi, cum este verde în favoarea Ethereumului, deci Bitcoinul pierde astăzi un pic din dominanță, dar deocamdată nu este un semnal suficient, vedem că și dominanța versus Ethereum este destul de bullish pentru Bitcoin încă pe această scădere, a pierdut zona de 0.062 și ar putea să retesteze aici 0.055 și acest lucru ar însemna că poți să te gândești să schimbi din Bitcoin în Ethereum măcar o parte dacă place acest lucru deoarece Bitcoinul este extrem de puternic versus Ethereum se anticipează că nu poate să se ducă chiar și mai jos. Desigur, sunt doar probabilități. Acest lucru se vede și istoric. Zona de 0.049 în dominanță nu a fost partea a fost testată în iunie 2022 odată și din mai 2021 de când Ethereum a reușit să câștige ceva dominanță versus Bitcoin nu a mai fost atins pragul acesta sub 0.05. De asemenea dacă ne uităm la Bitcoin versus eGold și Bitcoin versus eGold arată destul de bullish pentru Bitcoin, destul de bearish pentru eGold. Este invers eGold versus Bitcoin. În afară de ultima candelă care ne arată că e începe să câștige teren, dar nu este suficient deoarece trendul încă este extrem, extrem de bearish, acest un trend. Am avea nevoie să se întoarcă pe aici 0.015 să ne gândim la ceva, de exemplu, în 2021 Alcoin season nu a plecat din zona asta. Dacă vedem e că intră înapoi în zona aceasta cu galben 0 .0, 0,18 vs Bitcoin și recuperează atât de mult, atunci ne gândim la coin Season. Da? Mă aștept la un uh, up, dau un up, dau un probabil ceva de genul ăsta în lateral, măcar încă o lună, două pentru un Bitcoin Season. Mai este un lucru interesant pe acest Bitcoin Season, trebuie să ne uităm pe CME Gap atât pe Bitcoin cât și pe Ethereum și am dat și un tweet în legătură cu aceste gapuri, având în vedere că Bitcoin a pus un nou all-time high doar pentru anul 2023, deci nu all-time high pe toată istoria lui, se apropie mult de gapul de pe CME de la 34.460 Șansele devin din ce în ce mai mari să închidă acest gap, de exemplu dacă ne uităm în partea stângă mai este o rezistență majoră pe CME în zona aceasta după care este o imbalanță care a lăsat gap-ul în urmă, lucru care ar însemna că Bitcoin poate să se ducă cu o candelă până acolo, să închidă chiar și imbalanța, să se ducă chiar un pic mai sus, până unde se termină candela asta, 36.600 zona aceasta și după aia chiar să aibă și dump. Ceva de genul ăsta se întâmplă de obicei când se închidă gap mai mari, de exemplu putem să ne uităm în situația de jos când a fost tot așa lăsat un gap micuț a făcut dump, l-a închis, dar a lăsat din nou altul în spate la 19.955. Având în vedere cât de agresiv e trendul și cum arată Bitcoin Season, putem să testăm zona de 34-35.000. Ei bine, Ethereum umbla 1000 în 914 pe CME, el nu reușește să treacă de acest high spre deosebirea de Bitcoin de zona de 2100 și închiderea gap pentru el este un pic mai îndepărtată și are șanse un pic mai mici pentru 2560. Probabilități. Desigur, mai rămâne în urmă și gapul de la 1430, dar chiar și pe Ethereum putem să vedem trendline-ul acesta pe minime destul deci de bun, care nu a picat în zona asta unde cel mai probabil închidea gap era extrem de bearish. Deci și Ethereum se menține bine, probabil să mai urce doar că deocamdată un pic mai încet. Și terminăm uh, cu Bitcoinul la analiză și nu uitați să aveți mare grijă în cazul în care vom intra în scenariul acela în care Bitcoin va pica, va face dump și va ține dominanța sus, tot așa peste 50%. Mare grijă cu altcoins Card putea să a, sufere destul de mult. Momentan în această duminică vedem retestare la 31.000. Pare totuși că zona asta nu poate să fie așa de ușor de depășit de Bitcoin, chiar dacă a reușit să pună high -ul. candela nu a închis peste rezistență și Trebuie să vedem dacă va reuși să spargă aici dacă ne uităm pe daily la RSI acesta a urcat destul de mult s-a dus mai până la 72 și avem două situații în spate în care RSI s-a oprit pe daily în zona asta și după aceea a venit un dump pe Bitcoin deci trebuie să fim atenți dar mai avem și uh, situația din uh, ianuarie 2023 când rsi a urcat până în zona de 88-90, în acest caz cel mai probabil Bitcoin va testa 34.000 oricum în weekend uh, ca de obicei dacă dăm un pic pe 4 ore volumele dispar uh, mereu, interesul este mai mic uh, în piață în weekend și de obicei este greu să favorizeze continuarea unui uptrend mai ales când s-a intrat în zona asta de RSI pe daily uh, destul de sus, însă Bitcoin rămâne uh, bullish, probabil să mai pice un pic din 31.000 la rezistență și uh, după aceea rămâne de văzut ce va face. Deocamdată 29.280 este o primă zonă decentă de suport, apoi uh, trebuie să ne uităm uh, la 25.000 ca la un suport foarte, foarte important după ce a retestat și a ținut acest suport pentru anul acesta. 25.000 va deveni o zonă foarte, foarte importantă pentru acest bear market să vedem dacă va mai fi testată sau chiar ar putea în mintea mea să țină această zonă în următoarea perioadă. Deocamdată aș aștepta din nou 25.000 pentru un pullback, la cum arată graficul în momentul acesta și desigur mai jos dacă este cazul și 20.000 este un suport foarte, foarte important, dar va dura ceva până când Bitcoin să ajungă acolo din punctul meu de vedere. Cam asta a fost pentru astăzi, sper că ți-a plăcut, îți urez o duminică frumoasă și noi ne auzim data viitoare. Salut!